dorința de a avea un stil de viață sănătos și de a fi mai pretențioși, prietenoși cu mediul, de la an la an, tot mai mulți români renunță să mai mănânce carne. Cei mai mulți vegetarieni și vegani sunt în Transilvania. Aplicația Bookingham.ro a realizat un top al celor mai populare orașe din România pentru cei care iubesc acest stil de viață, iar pe primul loc s-a clasat Cluj-Napoca cu 81%, urmat de Sibiu și București. Am devenit vegetarian acum peste 12 ani, din empatie față de animale, și cam pe la jumătatea perioadei, deci acum peste 6 ani, am devenit vegan. Cum mi-a schimbat viața? În primul rând, mă simt mai conectat cu mine, cu natura, cu mediul înconjurător, cu animalele. Mă simt mai sănătos și chiar sunt. Apoi, pentru mediul înconjurător. În timp ce Sibiul este cel mai friendly oraș din țară cu vegetarieni când vine vorba de veganism, Cluj-Napoca este orașul cu cele mai multe restaurante raportate la numărul de locuitori, arată studiul. Tot aici s-a deschis și primul restaurant cu mâncare exclusiv vegană și vegetariană din țară. Primul restaurant a apărut acum 8 ani în Cluj, iar fiind cererea tot mai mare și consumatorii fiind tot mai mulți care adoptă un stil de viață vegan, iar de anul acesta, la cererea oaspeților noștri, am ajuns și în București. În ultimul timp, cel mai cerut a fost sushi-ul vegan, pentru că multă lume nu se așteaptă să mănânce sushi vegan. În timp ce 39% dintre români afirmă că au redus consumul de carne în ultimii ani, potrivit estimărilor Asociației Veganilor din România, aproape 3% din populație a adoptat deja un stil vegetarian, iar 1% dintre ei sunt exclusiv vegani. Dietele vegane pot fi o variantă a alimentației sănătoase. Spre deosebire de alimentația omnivoră, în care avem toate sursele de nutrienți, inclusiv cele animale, în alimentația vegană lipsesc o categorie de nutrienți și atunci ele trebuie suplimentate activ. Pentru a compensa lipsa unor vitamine, de exemplu vitamina B12, se recurge efectiv la fortificare sau suplimentarea tipică prin suplimente.